Atunci când data de 13 este într-o zi de marți, indiferent de luna anului, pompierii mehedințeni ne-au obișnuit deja să desfășoare acțiuni de informare pentru prevenirea unor posibile situații de urgență. Astăzi, de exemplu, au împărțit flyere și pliante în două parcuri din Drobeta Turnul Severin. Cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta Turnu Severin ai județului Mehedinți au distribuit în cursul zilei de azi, 13 iulie, flyere și pliante care au conținut măsuri și reguli de prevenire a incendiilor, cât și diverse informații legate de adoptarea unui comportament corespunzător în cazul producerii unor situații de urgență. Atunci când data de 13 este într-o zi de marți, indiferent de lună, este marcată Ziua Informării Preventive. Cu acest prilej, pompierii mehedințeni au desfășurat acțiuni de informare preventivă în două parcuri din municipiul Drobeta Turnul Severin. Activitățile au urmărit conștientizarea cetățenilor cu privire la riscurile la care aceștia se expun atunci când nu respectă regulile și măsurile de siguranță. Acțiunile vor continua și zilele următoare, scopul fiind siguranța cetățenilor. Pentru a marca această zi, pompierii mehedințeni au fost prezenți în două parcuri din Drobeta Turnul Severin, acolo unde cetățenii s-au arătat interesați și curioși de acțiunile cadrelor ISU. Foarte bună și foarte folositoare. Eu la vârsta asta de 65 de ani, nu le știam pe toate. Și ce-mi spus dânsul e foarte bine. E foarte bine, omul trebuie informat. Preventiv e bine ca să mai aflăm, să știm cum să ne purtăm, cum să ne... Vedeți aici în pădure, da, trebuie să fim atenți cu toate. Activitățile au urmărit creșterea nivelului de siguranță în rândul cetățenilor și creșterea unei culturi preventive. Cu precădere pe necesitatea respectării regulilor și măsurilor privind siguranța copiilor, prevenirea incendiilor, modul de comportare în caz de cutremur, dar și delimitarea efectelor generate de caniculă și secetă.